Bună dimineața tuturor. Eu sunt Florin și azi despre doi concurenți ce nu mai au ce căuta în Casa iubirii. Văzând gala de ieri, cred că în afară de cele două descalificări, ar mai fi trebuit încă două, Robi și Virginia, pentru că nu cred că mai există cineva care să aibă dubii că ei nu s-au văzut în afara casei iubirii, odată cu cei doi care deja au fost descalificați. Cred că Alaina avea dreptate peste 90% din ce a spus, singurele dubii ce le am este dacă s-a dus 100% pentru Virginia sau dacă și pentru Marius. Dar ținând cont că inclusiv Marius a recunoscut că între ei nu s-a întâmplat nimic, atunci înclin să cred că poate nu a avut într-adevăr nimic pentru el. În rest a recunoscut singură că a mers să se vadă cu băieții pentru 3 minute, știind încalcă regulamentul. Așa că descalificarea ei este corectă. Nu cred că cineva poate contesta acest fapt. Din păcate, cam aici s-a oprit corectitudinea, pentru că ceilalți doi prezenți la întâlnire, Robi și Virginia, nu au fost descalificați, vezi, doamne, din lipsă de probe. Doar că întreb și eu, ce probe mai bune să ai decât confirmarea unuia dintre ei că s-a aflat în același apartament? Virginia recunoscând prezența ei alături de ceilalți. După care, nu știm cum, atenție mare, nu a negat această prezență, doar acea cerut probe din partea Lenei, doar că săraca fată, ce probe să facă atunci când se afla în prezența unor prieteni, așa cum credea ea? Doar nu stătea să adune probe, așa cum a făcut-o Marius, cel care nu se află la prima trădare în emisiune. Sincer, când am auzit-o pe Virginia care cunoaște, nu mi-a venit să cred. Deja mă gândeam cum o să fac un vlog despre corectitudinea ei. Numai că ce să vezi, după niște minute, din vari motive, această corectitudine s-a dus pe apa sâmbetei. Cred că pe lângă confirmarea directă a Virginiei, moderatoarea mai putea strânge pe loc următoarele probe. Să vadă în telefonul lui Robi și Marius cine a comandat și-a urma. Și câte s-au comandat, dacă s-au comandat două sau patru. Și la fel să vadă cine a închiriat apartamentul, simplu și direct. Doar că eu cred că mărturisirea Virginiei ar fi fost suficientă când cei doi să fie și ei descalificați imediat, Chiar de azi, dacă încă de ieri nu s-a putut. Cam atât momentan, până data viitoare, vă doresc o săptămână minunată.